Știu că nu ușor, când cerul e întunecat, să vezi lumina care strălucește după noi, când valul vieții te-ncearcă uneori, când ai căzut și soarta te-a lovit necruțător. E timpul să începi să luți, să nu te dai deloc bătut. Nu renunța așa ușor, soarele va răsări din nou. Hai luptă, luptă într-o zi, prin dragoste vei birui. Vei auzi cum Dumnezeu strigă mereu în gândul tău. Nu renunța, vei câștiga, nu renunța, nu te da bătut. Lasă dragostea să strălucească în viața ta, nu renunța. De multe ori vine gândul abandonului și spui, n-ai sens. Personal, nu se renunți. Nu se renunți la credință, la mult se renunți la viață. Pentru că n-am găsit sensul. Am trecut prin multe suferințe. Unele chiar ca cele descrise în Scripturi, nu cu finalitatea aceea. Dar Dumnezeu mi-a strigat în gând, nu renunța. Durerea te-a pătruns și inima stropită, multe lacrimi ai ascuns, dar dacă ai lupta, mai luptă încă o zi și ai să vezi cum soarele în viața ta va răsări și orice drum ai apuca, mai târziu tu vei vedea că toate după planul său au fost în avantajul tău. Chiar dacă nu înțelegi acum, continuă al vieții drum. Iubirea lui te va întări și într-o zi răspunsul vei găsi. Să strălucească în viața ta, nu renunța, nu te da bătut. Mie te vezi, dacă nu-ți vei câștiga, nu renunța, nu te da bătut. Lasă dragostea să strălucească în viața ta. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Iar cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dăm apoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci suntem din aceia care au credință. Pentru ce? Pentru mântuirea sufletului. Și Dumnezeu să ne ajute să nu dăm niciodată.